Bună dimineața! Ați mâncat? Da. Bună dimineața! A mai trecut vreo mașină? Nu. Lăsați, nu-i nicio pacupă. Da, dar una a căzut pe scări, acolo. Da, lăsați, nu-i nimic, mă duc eu după ea. Dar s-a dus jos. Mi se întâmplă și mie. Bine, mă întorc imediat. De care era, albă sau neagră? Are vreo 100 de ani. L-au pus aici pentru că aici este o zonă magnetică, cu deviații magnetice. Vaporele, când ajung aici, li se dereglează busolele. Dar asta e instalația nouă. Eu pe aia veche n-am mai apucat-o. Aia era o lampă cu acetilenă, cu 6 fitile, așezată chiar în centru, în focar. Și toată instalația plutea într-o baie de mercur, vreo 2 tone de mercur, pentru stabilitate. Iar farul se învârtea printr-un mecanism de ceasornic, acționat de greutăți, ca la pendul. La geamul ăsta cum s-a spart? Mi l-a spart o lebădă. O lebădă? Da, o lebădă. Aici? Da, într-o noapte. Zbura spre lumină și, pac, s-a lovit de geam. A căzut jos acolo. Am alergat după ea pe scări, dar n-am mai prins-o. Și a revenit și a zburat. Și aici, uite, era mecanismul de ceasornic în locul motorului. Iar greutățile erau trase de lanț. Și se încărcau la manivelă, din 6 în 6 ore. Și cu nava aia ce e? Aia? Aia e o epavă. E de mult acolo. Asta n-a văzut farul de alarmă. Vapoarele, când intră în zona asta și văd lumina roșie a farului, înseamnă că au intrat în zona periculoasă. Și o să se împotmolească. Așa a pățit și ăsta. S-a împotmolit pentru că n-a văzut la timp farul de alarmă.
Sau n-a vrut să-l vadă. Și cu becul ăsta ce e? Asta e, farul de alarmă. Becul ăsta? Păi așa becam și eu acasă. Și dacă pun mâna aici, înseamnă că... A? Da. Alo. A început vântul. Da. Ați bate sudul? Da. Aici.